Salonele auto par de domeniul trecutului, dar asta nu înseamnă că producătorii auto nu dezvoltă în continuare noi concepte care să exploreze viitorul mobilității. Un astfel de concept este Mini Vision Urbanaut, care își propune să reinventeze modul în care este folosit spațiul interior al unei mașini, într-o epocă în care conducerea autonomă va deveni ceva obișnuit. La fel ca și saloanele auto, monovolumele au trecut de termenul de expirare. Cu toate acestea, Mini se încăpățânează să deseneze un concept care arată îngrozitor de tare ca un MPV. Mini are în vedere un viitor în care mașinile autonome se conduc singure. Practic, nu prea mai are importanță cum arată mașina pe din afară. Interiorul devine mult mai important, pentru că oamenii vor avea nevoie, în esență, de un bar pe roți sau de ceva asemănător. Interiorul Mini Vision Urbanaut oferă mediul ideal în care poți călători, dar este și obiectivul călătoriei. Ajuns la destinația aleasă, în doar câțiva pași simpli, se poate transforma într-o cameră de zi. Mini Vision Urbanaut folosește trei momente mini explorate: Chill, Wanderlust și Vibe, pentru a prezenta o gamă largă de scenarii de utilizare posibile. Momentul chill te invită să faci o pauză, oriunde, oricând. Automobilul devine un fel de refugiu în care te poți relaxa sau poți lucra cu concentrare totală în timpul unei călătorii. Wanderlust este singurul moment mini în care Mini Vision Urbanaut este condus sau rulează cu funcții de condus autonom. Momentul Vibe pune în prim plan, în toate modurile, timpul petrecut alături de alții, explică Oliver Heilmer, directorul Mini Design. Exteriorul și interiorul lui Mini Vision Urbanaut se schimbă pentru a reflecta momentul mini activat și pentru a oferi experienței cea mai bună scenă posibilă.